Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit în clipul cu numărul 2 din seria Cum să iei 5 în bac la profilul Științe ale Naturii. Astăzi vom rezolva împreună sesiunea specială a anului 2022. Pentru a rezolva un subiect de nota 5, trebuie să efectuăm 4 exerciții de la subiectul 1, 1A și 2A de la subiectul 2 și 1A și 2A de la subiectul 3. Iar acum, haideți să rezolvăm împreună varianta. Avem exercițiul 1. Arătați că radical din 2 pe lângă radical din 2 minus 1 pe lângă 2 plus radical din 2 este egal cu 2. Prima oară, luăm radicalul din 2 din față și îl înmulțim cu fiecare termen din prima paranteză. Și vom avea radical din 2 ori radical din 2 minus 1 ori radical din 2 pe lângă 2 plus radical din 2 egal cu 2. Radical din 4 minus radical din 2 pe lângă 2 plus radical din 2 egal cu 2. 2 minus radical din 2 pe lângă 2 plus radical din 2 egal cu 2. Observăm că am obținut formula diferenței de pătrate. A minus B pe lângă A plus B egal cu A pătrat minus B pătrat. Adică vom avea 2 la a doua minus radical din 2 la a doua egal cu 2. 4 minus 2 egal cu 2, 2 egal cu 2. Și înseamnă că am demonstrat cerința exercițiului nostru. Trecem acum la exercițiul cu numărul 2. Avem o funcție, f de x egal cu 2x pătrat minus 4x, determinați abscisele punctelor de intersecție a graficului funcției f cu axa OX. Și vom scrie, graficul lui f intersectează axa OX rezultă f de x egal cu 0. 2x pătrat minus 4x egal cu 0, deoarece este ecuație de gradul 2, o vom rezolva cu delta. A-ul este 2, B-ul este minus 4, C-ul este 0. Delta este egală cu B pătrat minus 4 ori A ori C. Delta este egală cu minus 4 la a doua minus 4 ori 2 ori 0. Delta este egală cu 16. Radical din delta este radical din 16, adică 4. Iar apoi vom calcula x1 egal cu minus b minus radical din delta supra 2 ori a, minus minus 4 minus 4 supra 2 ori 2, 4 minus 4 pe 4 adică 0, și x2 minus b plus radical din delta supra 2 ori a, minus minus 4 plus 4 supra 2 ori 2, 4 plus 4 pe 4, 8 pe 4 adică 2. Și vom scrie soluția S egal cu 0 și 2. Trecem acum la exercițiul cu numărul 3, unde trebuie să rezolvăm o ecuație exponențială. Avem 2 la puterea x minus 3 egal cu 1 supra 2 la 2x. Cunoaștem proprietatea că 1 supra a la m este egal cu a la minus m. Asta înseamnă că 1 supra 2 la puterea 2x egal cu 2 la minus 2x. Deci 2 la puterea x minus 3 va fi egal cu 2 la puterea minus 2x. Observăm că am obținut aceeași bază și egalăm puterile. X minus 3 egal cu minus 2x. X plus 2x egal cu 3. 3x egal cu 3. Împărțim printr-un 3. Ne dă x egal cu 1 și înseamnă că soluția noastră va fi 1. Apoi, trecem la exercițiul cu numărul 4. Calculează probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie multiplu de 11. Prima oară voi scrie formula probabilității. Probabilitatea egal cu număr cazuri favorabile supra număr de cazuri posibile. Cazurile favorabile, practic, vor fi cele care îndeplinesc condiția exercițiului nostru, adică în cazul de față, multiplii lui 11. Și voi scrie, cazuri favorabile. Multiplii lui 11, practic, merg din 11 în 11. Primul multiplu este 0. Dar, în cazul de față, ne spune numele de două cifre și din cauza aceasta vom începe direct de la 11. Și avem 11, 22, 33... 44, 55, 66, 77, 88, 99. Le luăm și le numărăm. Observăm că sunt 9 cazuri.
Înseamnă că vom scrie aici rezultă 9 cazuri. Iar apoi dedesubt, cazuri posibile. Ne gândim câte numere sunt de la 10 până la 99. Practic 10 este cel mai mic număr de două cifre și 99 este cel mai mare. Vom face în minte 99 minus 10, adică 89 plus 1. Și ne va da 90. Înseamnă că vom avea 90 de cazuri posibile. Iar acum voi scrie probabilitatea P egal cu 9 supra 90, adică 1 pe 10. Trecem acum la exercițiul 1A de la subiectul 2. Arătați că det de m de 1 este egal cu 4. Prima oară voi veni și îl voi scrie pe m de 1. Pentru a scrie m de 1 înseamnă că voi înlocui în matricea mea m de x peste tot x-ul cu 1. Și voi avea 1 plus 1 minus 1 minus 2 ori 1, 2 ori 1 plus 1. 2 minus 1 minus 2, 3. Și voi calcula det de m de 1 egal cu 2 minus 1 minus 2, 3 egal cu 2 ori 3 minus minus 2 ori minus 1, 6 minus 2 egal cu 4. Și observăm că am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne ducem acum la exercițiul 2, unde avem o lege de compoziție pe baza căreia trebuie să calculăm minus 1 compus cu 0. Pentru a calcula minus 1 compus cu 0, se va înlocui în cadrul legii de compoziție x-ul cu minus 1 și y-ul cu 0. Și voi scrie minus 1 compus cu 0 egal cu 5 ori minus 1 ori 0 plus 10 ori minus 1 plus 10 ori 0 plus 18. Aici ne va da 0. 10 ori minus 1 ne va da minus 10, plus 0 plus 18, iar rezultatul nostru este 8, exact cât ne spune în cerință. Ne ducem acum la subiectul 3, exercițiul 1A, unde avem de demonstrat că f derivat de x este egal cu x pătrat minus x minus 2, totul supra x minus 1, totul la a doua. Voi lua și voi scrie mai întâi formula de derivare de la f supra g, adică de la derivarea fracției. Avem f supra g derivat egal cu f derivat ori g nederivat minus f ori g derivat, totul supra g pătrat. Pe lângă asta voi mai scrie și formula de derivare a lui ln de u de x. Ln de u de x derivat este egal cu u derivat de x, totul supra u de x. Iar acum voi scrie f derivat de x egal cu x pătrat plus 1, totul supra x minus 1, plus ln din x minus 1, derivat, egal cu x pătrat plus 1 supra x minus 1 derivat, plus ln din x minus 1, totul derivat. Și va fi x pătrat plus 1 derivat, ori x minus 1, minus x pătrat plus 1, ori x minus 1 derivat, totul supra x minus 1 la pătrat, plus x minus 1 derivat, totul supra x minus 1. X pătrat derivat ne dă 2x, 1 derivat ne dă 0. Și va fi 2x pe lângă x minus 1 minus x pătrat plus 1 ori 1 minus 0. Totul supra x minus 1 totul la a doua plus 1 minus 0 totul supra x minus 1. Și va fi 2x pătrat minus 2x minus x pătrat minus 1, totul supra x minus 1, totul la a doua, plus 1 supra x minus 1. Aici amplific un x minus 1 pentru a aduce termenii la același numitor și va fi 2x pătrat, haideți să și calculăm mai bine, 2x pătrat minus x pătrat ne va da x pătrat, minus 2x minus 1, plus x minus 1, totul supra x minus 1, totul la a doua. Și va fi x pătrat minus x minus 2 supra x minus 1, totul la a doua. Oricare x aparține lui 1 și plus infinit. Și observăm că am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne ducem mai departe la subiectul 3, exercițiul 2a, unde avem de calculat integrală de la 0 la 2 din f de x ori 6x pătrat plus 1. Prima oară vom înlocui în f de x-ul cu cât ni se dă că este funcția. Și vom avea integrala de la 0 la 2 din x plus 4
totul supra 6x pătrat plus 1 ori 6x pătrat plus 1. Simplificăm 6x pătrat plus 1 cu 6x pătrat plus 1 și ne va rămâne integrală de la 0 la 2 din x plus 4 de x. Integrală din x este x pătrat pe 2 și vom pune capetele de la 0 la 2 plus 4x bară de la 0 la 2. Și va fi 2 la a doua pe 2 minus 0 la a doua pe 2 plus 4 ori 2 minus 4 ori 0 și vom avea 4 pe 2 minus 0 plus 8 minus 0, adică 2 plus 8 egal cu 10 și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!